sute de credincioși din mai multe localități ale județului Botoșani au venit astăzi, 15 august, de sărbătoarea adormirii Maicii Domnului la mănăstirea Zosin pentru a participa la hramul acestei așezări monahale. Evenimentul religios a bucurat de prezența unui număr mare de fețe monahale de la mănăstirile de prin județ. Credincioșii au stat în curtea lăcașului sfânt și cucernicii au ascultat slujba religioasă. Unii așezați în genunchi, alții pe scaunele sau pur și simplu pe iarbă murmurau rugăciuni întru iertarea păcatelor lumești. Toți cei prezenți au rămas plăcut impresionați de slujba religioasă. Vă dați seama că e o slujbă extraordinară. Aici primești har de la Bunul Dumnezeu, primești liniște sufletească, primești bunătate, primești credință, primești tot binele din lume. Adică este ceva mirific, ceva ce nu se poate exprima în cuvinte, decât numai dacă simți în suflet. Adică să trăiești clipele astea așa frumoase. Foarte frumos. Vin de atâția ani aici. Mi-a plăcut și îmi place. Ne rugăm pentru sănătate, pentru iertare de păcate, că toți suntem păcătoși. Ne rugăm pentru sănătate, pentru înțelegere și să dea Dumnezeu numai bine. Adormirea Maicii Domnului sau Paștile Verii este cea mai importantă sărbătoare închinată Sfintei Maria, iar pentru români este și ocrotirea marinarilor, în mai multe orașe fiind organizate procesiuni cu icoane și pelerinaje, dar și manifestări artistice.